3 octombrie. Nevoia de curaj și zel tineresc. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. 1 Ioan 2 cu 14. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de curaj, ardoare și zel tineresc. Tăria mentală și fizică sunt esențiale pentru progresul cauzei lui Dumnezeu. A face planuri cu mintea clară și a le executa cu mâini curajoase necesită energii proaspete și intacte. Pentru ca lucrarea să poată înainta în toate ramurile ei, Dumnezeu cere ardoarea tinerească. Tinerii și tinerele sunt invitați să-i dea lui tăria tinereții lor, ca prin exersarea puterilor date lor de Dumnezeu, prin gândire sănătoasă și acțiune energică, ei să poată aduce slavă lui Dumnezeu și mântuire oamenilor. Tinerilor, Dumnezeu vă cheamă să folosiți cât puteți mai bine puterile ce v-au fost încredințate. Cultivați obiceiul de a aduce foarte bine la îndeplinire tot ceea ce faceți. Dumnezeu este stăpânul vostru, iar voi sunteți servii săi angajați. Voi trebuie să învățați întotdeauna în școala lui Hristos. Trebuie să investiți în lucrarea voastră capitalul de energie fizică și mentală încredințat. Efortul mental va deveni mai ușor și mai mulțumitor dacă vă luați sarcina de a înțelege lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Vă puteți strânge cele mai bune puteri ale minții și cu simțământul responsabilității voastre înaintea lui Dumnezeu, faceți tot ce puteți mai bine și nu veți înceta să înaintați și să învingeți greutățile. Nu vă așezați în tihnă nepăsătoare fără să faceți niciun efort deosebit pentru a vă duce la capăt lucrarea. Alegeți o parte din marea vie a stăpânului și faceți o lucrare care să ceară exercitarea tactului și a talentului. Fac un apel la ucenicii cei tineri ai lui Hristos să se trezească, să nu se mai îngăduie în căutarea de plăceri, în iubirea de sine și în lenevie, să nu mai fie stăpâniți de inclinații și de poftele inimii de carne. Rugăciunea mea la Dumnezeu este ca puterea de convertire a Duhului Său cel Sfânt să vină asupra tinerilor noștri, ca ei să poată deveni agenți lucrători care să câștige zeci de tineri la Iisus Hristos, ca ei să poată fi în numărul acelora care vor fi socotiți înțelepți, care vor străluci ca lumina cerului și ca stelele în veci de veci. Daniel 12:3.